Bună ziua, dragii noștri! Ne bucurăm că sunteți din nou alături de noi. Vreau să spun și eu bună ziua invitațiilor noștri special de astăzi împreună cu Ionuț Petrescu, colegul meu. Bună ziua, dragi telespectatori! Avem alături de noi în această minunată emisiune pe cel mai unicat, prețios, iubit și cel mai talentat om și designer din România, unicat, pe domnul Florin Burescu și pe doamna... Doamna Iuliana Țiu. Nu greșim, doamnă, noi numele dumneavoastră. Și cu această ocazie dorim să mulțumim și noi organizatorilor spectacolului de ieri, pentru că a fost un spectacol frumos, caritabil, s-a făcut o campanie, Fimoș Crăciun pentru un copil. Domnului organizator Mircea Mincu, împreună cu... domnul Cristian Munteanu, vicepreședinte. Le mulțumim foarte, foarte mult și am fost onorați că am participat la acest frumos spectacol. La acest minunat, grand și grandios spectacol, domnișoara Vera. Așa este. Sper ca în următoarea ediție să facă, să vină și Crăciunița la mine, adică tu. Dacă avem... pe domnul Mircea lângă noi, nu e mai frică de nimic. Sigur că da, îl salutăm cu drag. Și în continuarea emisiunii dorim să prezentăm o doamnă talentată, frumoasă, tonică, veselă, pe doamna Iuliana Țiu și îi mulțumim că a onorat astăzi invitația noastră. Bună ziua și bine ați venit, doamna Iuliana Țiu! Bună ziua, spun și eu și telespectatorilor și spun și vouă că m-ați invitat, plus echipei întregi de la Capital. Mulțumesc frumos și pentru ieri, pentru invitație. Am ajuns eu târziu acasă, dar a fost frumos, foarte frumos. S-a meritat. Da, s-a meritat și am luat și astăzi invitația, dacă tot m-ați invitat. Da, să ne spuneți ce piese interpretați astăzi și... ce doriți să ne mai spuneți? Astăzi interpretez trei piese, pentru că sunt și în grabă și cu altă ocazie poate mai multe. Dedicați cuiva? Am și o întrebare la dumneavoastră. Aceste minunate piese care dumneavoastră le interpretați sunt din repertoriul dumneavoastră sau din repertoriul altor? Da, este un CD-ul scos de foarte mult timp, vreo 5-6 ani, cu Orchestra Gorjului, domnul Aurel Blondea, și intenționez să fac un alt CD-ul, dar costurile sunt așa cum sunt, dar este repertor propriu. Ce frumos! Sunt piesele mele, 16 piese. Cred că aveți un repertoriu foarte bogat și chiar așteptăm să vă ascultăm, da, să ascultăm piesele dumneavoastră. Sunt și de rind, dar astăzi am ales cântece de dragoste. De dragoste. Să ascultăm pe doamna Ițiu, dragi telespectatori, cu ceva de dragoste. Și așa sunt îndrăgostit, dar nu de colega mea, de soția mea. E normal. Așa, noi suntem frați. Și rău, că nu știu care e al meu, și să-mi par că-mi e necat.
trage. Am și hrăș, am pus de gând la doamne să mă mărit, dar nu știu cine m-o lua, dacă schimb iubiți așa. Am și hrăș, am pus de gând la doamne să mă mărit, dar nu știu cine m-o lua, dacă schimb iubiți așa. Că nu-i cred pe cuvânt, că niciunul nu e sfânt, că zice că nu se duce al de ei de gură dulce. Din casă când a plecat, gândul la alta i-a stat, și numai la sorge ar fi de iubit până noi muri. Știe de frică la leta să nu se ducă. De zic și nu zic rău, iubitul să-l schimb mereu, ca să-ți știe de frică la leta să nu se ducă. Că așa sunt oltenicele, frumoase ca florile, că de le iubești odată, nu le mai uiți viața toată. Că s-o le tâncă dată, dracu, fac doar ce mă taie capul. Că de 50 dacă trec, la urmă nu mai petrec, și atunci rău mi-o părea, n-am iubit la vremea mea. Că de 50 dacă trec, la urmă nu mai petrec, și atunci rău mi-o părea, n-am iubit la vremea mea. Odată pe săptămână, tot îmi fac inima bună, mă petrec cu cine-mi place, că n-am nimic ce-i face. Și n-am să las dragostea, că-mi ține tinerețea, beau vin roșu, trăiesc bine și nu mă dau pe oricine. Crește bun.
liniștit, dar tu, neică dragă, mult m-ai păcălit. Te-am iubit, neicuță, te-am iubit cinstit, dar tu, neică dragă, prea mult m-ai mințit. Îmi spui că ți-e dor, neicuță, de dragostea mea, și eu tuturor telespectatorilor, chiar și dumneavoastră și echipei, sărbători fericite, un an nou cu împliniri multe și dese. Mulțumim. O mulțumim, deci multe sufletul, și dese. Și să ne revedem cu bine. Doamne ajută. Mulțumesc frumos echipei. Vă mulțumim mult că ne-ați fost alături astăzi. Aveți o voce foarte frumoasă și Doamne ajută! Da, astea sunt cântecele, acum nu le-am cântat niciodată, dar cele care le-am cântat ieri au fost altele. Exact cum am spus eu, că aveți un repertoriu foarte bogat. Foarte bogat. Și Dumnezeu să vă țină de acum încolo mulți ani să încântați și cântați tuturor telespectatorilor care vă urmăresc cu toată dragostea și iubirea. Da, mă urmărește multă lume care, da, dar altora le place, altora nu. Fiecare cu preferințele lor. Știi cum e? Dragi telespectatori, iubită, prețuită, solicitată de foarte multe evenimente, astăzi e foarte, foarte greu am putut să dăm de domnia sa, am contactat-o și ne-a trimis 3 videoclipuri, deoarece este foarte, foarte solicitată la foarte multe evenimente, la foarte multe televiziuni și ne-am rugat, măi Vivi, Vivi Victoria Sandu, este vorba de o tânără talentată, iubită și prețuită în folclorul românesc și în cât și muzica de petrecere. Ne-am spus, măi Vivi, dacă nu poți să vii la noi în platou emisiunii Folclor și Veselie, hai să mai aducem și noi dragoste, zâmbete, iubire în sufletele tuturor telespectatorilor care ne urmăresc, își rup din timpul lor liber ca astăzi să fie cu ochii pe noi. Să aducem și noi ceva pentru ei. Și a spus, măi, cu toată dragostea mea, am să vă trimit niște videoclipuri care acești telespectatori care vă iubesc și vă prețuiesc pe voi, să le meargă la suflet.
Așa este, Ionuț. O pupăm, o salutăm cu drag și mulțumim și așteptăm oricând în cadrul emisiunii noastre Folclor și Veselie. O voce minunată! Exact ce v-am spus, dragi telespectatori. Felicitări, doamna Vivi, foarte frumos.
talentată, solicitată și iubită, iubită de toată lumea. Și eu o iubesc din suflet. Cu toții o iubim. Și acum, dragilor, aș vrea să vă prezint o prezență agreabilă aici în platoul emisiunii. Mulțumim că și-a făcut timp să vină astăzi alături de noi. O voce minunată, ce pot să spun? Bine ai venit, Florin Burescu. Și un designer unicat în România, dragi. Adevărat, așa este. Bine v-am găsit, dragilor. Bună ziua, vă spun și eu tuturor celor care ne urmăriți. Mă bucur să pot păși în casa voastră pentru prima dată și sper să nu fie pentru ultima. E o plăcere de fiecare dată să ne reîntâlnim, atât noi ca și prieteni, cât și cu acești oameni minunați ce așteaptă pe fiecare duminică să vă vadă, așteaptă să asculte poveștile artiștilor îndrăgiți și mai ales să le cântăm și să le aducem bună dispoziție în casă. Așa este. Știu că vreți să mă întrebați multe, dar până am întrebat voi multe, îi rog eu așa pe telespectatori și pe toți cei care ne urmăresc să mă caute acolo pe rețelele de socializare. Florin Burescu sunt eu pe absolut toate rețelele, de la Facebook, Instagram, Twitter și tot ce vreți. Îmi doresc foarte mult să măresc această comunitate pe care o am. Merg destul de des la evenimente și foarte mulți îmi spun că nu au timp să urmărească emisiunile TV și atunci apelează la aceste rețele de socializare și pe mine mă bucură lucrul acesta, mă bucură că putem să ne vedem într-un fel, indiferent că e el virtual, prin intermediul televiziunii sau face-to-face. Foarte greu sunteți de găsit. Mulțumim domnului președinte Universității. Îi mulțumesc și eu lui Mircea, le mulțumesc tuturor celor care au organizat ieri un eveniment frumos. Ori de câte ori am posibilitatea, merg să mă întâlnesc cu publicul, indiferent de context, dar mai ales ieri, pentru că am susținut cauze nobile, am susținut oameni ce au nevoie de ajutorul nostru și dacă noi putem să le aducem un gram de bucurie, cred că ar trebui să o facem mai des. Îți mulțumim. Așa ar trebui să facem, pentru că Dumnezeu ne-a zestrat pe noi cu ceva și la rândul nostru trebuie să aducem și noi dragostea și iubirea tuturor oamenilor care au probleme, trebuie să le fim alături. Cum Dumnezeu ne-a zestrat pe noi și noi la rândul nostru trebuie să facem ceva cu zestrea asta. Fiecare caz, să știți că este o lecție pentru noi. Eu, de exemplu, de încă de la începutul carierei mele, cu tot ce a ținut de design vestimentar sau partea artistică, am fost alături de foarte mulți, de foarte multe cazuri sociale și nu numai. Nu o spun ca o reclamă, ci o spun din suflet, pentru că îmi doresc ca cei care mă apreciază sau mă urmăresc să ia exemplul acesta și să le fie alături acelor oameni. De curând am început o nouă campanie alături de Andreea Marin, Cătălin Botezatu, Victor Slav și Simona Pătruleasa și, bineînțeles, prietenul nostru Fuego. O campanie pentru Asociația Persoanelor cu Handicap din România, o asociație înființată exact în anul în care m-am născut eu, adică acum 30 de ani. Sunt tare bucuros să iau parte la tot felul de activități pe care ei le fac, să întâlnesc poveștile oamenilor spuse chiar din gura lor, ci nu doar citite. Sunt fericit să pot face ceva pentru acei oameni. Urma să avem câteva gale de excepție. Din păcate, aceste gale nu s-au putut ține pentru că pandemia ne-a dat un pic viața peste cap. În schimb, pregătim un calendar foarte frumos alături de domnul Eugen Coman, directorul de comunicare de la asociație. Pregătim un calendar deosebit, un calendar motivațional, cum ne place nouă să-i spunem, pentru că fiecare persoană ce va apărea în luna respectivă va purta o creație semnată Florin Burescu și va avea un citat motivațional pentru cei care vor cumpăra sau vor primi aceste calendare. Ce frumos! Felicitări! Exact cum v-am spus, dragi telespectatori, cum să nu fie iubit Florin Burescu? Talentat, iubit, apreciat! Și chiar... Mai spuneți că-mi place! Chiar ne dorim din suflet să ascultăm și vocea domniei sale, că am înțeles că are o voce de aur care va merge la sufletele dumneavoastră. Am o voce ce vreau de fiecare dată să ajungă cu bucurie în sufletele oamenilor. Oamenii trebuie să știe, cu toții că eu sunt designer vestimentar, iar pasiunea mea pentru muzică a fost adusă în atenția dumnealor datorită cerințelor foarte mari. Și pentru că mi se cere acest lucru și ei simt energia mea pozitivă atunci când merg la evenimentele din viața dumnealor sau la televiziuni, am decis să o fac un pic mai publică și o fac de fiecare dată cu drag. De asemenea, țin să felicit toți artiștii adevărați care
au o meserie și mănâncă o pâine din această meserie, iar eu voi rămâne designerul Florin Burescu cu o voce pentru sufletul oamenilor. Ce frumos, felicitări! Hai să ascultăm pe maestru Florin Burescu. Te ascultăm cu drag! Ca niciodată încingem grătarele, închinăm paharele, jucăm și ne înveselim, până în zori noi chefuim. Muzica răsună tare, hai toată lumea în picioare! Nu te da, nu te lăsa, intră în horă, nu mai sta. Oameni buni s-o facem lată, mai frumos ca niciodată. Nu te da, nu te lăsa, intră în horă, nu mai sta. Oameni buni s-o facem lată, mai frumos ca niciodată. Să-mi cânte muzica și să-mi bucur inima, că și-așa zilele trec și cu voi vreau să-mi petrec. Cu prieteni lângă mine, în viață eu mă țin bine, muzica răsună tare, hai toată lumea în picioare! Nu te da, nu te lăsa, intră în horă, nu mai sta. Oameni buni s-o facem lată, mai frumos ca niciodată. Nu te da, nu te lăsa, intră în horă, nu mai sta. Oameni buni s-o facem lată, mai frumos ca niciodată. Prietenii cu mine, toate în viață îmi merg bine. La petreceri împreună, cu drag și cu voie bună. E frumoasă viața mea, cu tot ce este în ea. Și-mi place la veselie, cântec, joc și bucurie. Nu te da, nu te lăsa, intră în horă, nu mai sta. Oameni buni s-o facem lată, mai frumos ca niciodată. Nu te da, nu te lăsa, intră în horă, nu mai sta. Oameni buni s-o facem lată, mai frumos ca niciodată. Nu te da, nu te lăsa, intră în horă, nu mai sta.
Oameni buni s-o facem lată, mai frumos ca niciodată. Nu te da, nu te lăsa, intră-n coră, nu mai sta. Oameni buni s-o facem lată, mai frumos ca niciodată. O nevastă dracu am luat, de oascule n-o ascult, ciorbă caldă nu mănânc. Frunză verde m-a tostat, o nevastă dracu am luat, de oascule n-o ascult, ciorbă caldă nu mănânc. Nevastă, nevasta mea, eu de mâine te-oi pleca, tu să nu uiți vorba mea, că și câinii te-or mânca. Nevastă, nevasta mea, eu de mâine noi pleca, tu să nu uiți vorba mea, că și câinii te-or mânca. Nevastă, te crezi stață, tu știi ce vrei de la viață. Pe mine să mă muncești, banii să-mi cheltuiești. De știam că ești așa, rămâne-i cu mumă ta. Că și ea e tot a dracu, l-a înnebunit pe tato. Nevastă, nevasta mea, eu de mâine te-oi pleca, tu să nu uiți vorba mea, că și câinii te-or mânca. Nevastă, nevasta mea, eu de mâine noi pleca, tu să nu uiți vorba mea, că și câinii te-or mânca. Am fost eu că am stat, ibovnică nu mi-am luat. Că ea mă iubea săraca, nu-i dădeam banii degeaba. Acum știu ce-am de făcut, dragostea cum s-o învârt. O iubim mândre pe plac, cu banii n-am ce să fac. Nevastă, nevasta mea, eu de mâine te-oi pleca, tu să nu uiți vorba mea, că și câinii te-or mânca. Nevastă, nevasta mea, eu de mâine noi pleca, tu să nu uiți vorba mea, că și câinii te-or mânca. Așa este, așa este, are drept. Așa e, dar cum zic eu. Dar știi care este problema? Care ne îmbie sufletele. Există femei care ele ajung sus și câinii mănâncă pe bărbaților. E, acum mai există și excepția de la regulă, știi cum e? Da, tot timpul. Dar acum știi cum e? Râdem, glumim. Nu toți, dacă am avut unii o experiență negativă, nu înseamnă că toți trebuie să avem această experiență. Exact. Fiecare cântă ce... Cine se regăsește, se regăsește. Cine nu doar joacă, că joacă are încotro și... Oricum, astea sunt de joc și chiar îmi place foarte mult că ai piese ritmate, piese de joc, de petrecere. Mie nu-mi plac piesele lente. Recunosc că nici când sunt mesean, nu-mi place să ascult, nu sunt genul care consumă alcool să se simtă bine pe piese lente, ci cred că există povești și trăiri, inclusiv în piesele vesele. Piesele vesele găsim, în piesele acestea vesele, găsim de fiecare dată energie pozitivă. Și chiar dacă mai facem noi haz de necaz și ne mai amuzăm pe anumite subiecte, lucrul acesta aduce bună dispoziție omului și când aude un acord din acest star ritmat, își schimbă și el starea deja, automat. Așa este. Îți mulțumim mult că ne-ai fost alături astăzi. Eu vă mulțumesc, cu mare drag. Și îi mulțumim și domnului președinte Mircea Mincu, bineînțeles, de la Sindicatul Universitas și pentru spectacolul frumos de ieri pe care l-ați organizat dumneavoastră împreună cu domnul Cristian Munteanu. Zic și eu bună ziua, bine v-am regăsit. În primul rând vreau să mulțumesc că tuturor partiștilor care au urcat pe scenă și nu încep acum să-i... Toți care au fost prezenți. Toți care au fost prezenți. Toți care s-au implicat în campania Fii Moș Crăciun pentru un copil.
De s-au strâns vreo aproape 10 saci de jucării și cărți și urmează săptămâna viitoare până în sărbătorile de Crăciun, da, să le donăm la o casă de copii. Iar cei care vor afla mai multe detalii pe pagina de Facebook a sindicatului, a mea personală. Am înțeles că inegalabila și mare artistă Bianca Rus a donat un pom de Crăciun. Da, urmează ca copiii care au, sau familia respectivă care are nevoie de acel pom, urmează ca să meargă cineva să-l ridice de la... Da, știu că s-a clarificat, Bianca totul Rus. S-a discutat. Da, 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 da. Tot timpul Bianca Rus a fost o fată cu suflet mare. O fată cu suflet mare, o fată care... Și ce mare suflet. Da, sufletul. Nu, adevărat că Bianca Rus este o persoană foarte minunată și mai puțini artiști, cum a fost Bianca Rus, maestrul Constantin Enceanu, să onoreze un spectacol pentru copii nevoiași cu prezența. Așa este, Ionuț, îi mulțumim. Chiar ne-a fost alături din suflet. Și s-a alăturat acestei campanii. Și domnului Constantin Enceanu îi mulțumesc foarte, foarte mult din suflet că a plecat din spectacolul de la Sala Palatului, da, da. A ajuns la Facultatea de Drept și imediat iar a mers la Sala Palatului. Îi mulțumim mult și îl salutăm și îl pupăm cu drag. Ce vreau eu să mai spun că imediat după spectacolul de la Aula Magna a Facultății de Drept am primit mai multe telefoane de la angajați din Universitatea București și mi s-a pus întrebarea, face Mircea, dar tu mai ai de gând să mai aduci persoane consacrate din muzică? Ai adus acum ceva timp pe marea îndrăcită Carmen Șerban. Acum, cum ai spus și tu, Ionuț, maestrul Constantin Enceanu, Bianca Rus, prietenul nostru Florin, le mulțumim din suflet, le mulțumim care din suflet de fiecare dată Florin a spus prezent, da, le mulțumim din suflet și dragi telespectatori, să o ascultăm în continuare pe cea mai iubită și îndrăgită artistă de muzică de petrecere, Viviana sau Victoria Sandu. Doamna Vivi, mă cam încurc, că așa s-a suntem ocupam noi. Dacă aș avea avere, cât oameni am ajutat, n-aș putea să număr banii și-aș fi putre de bogat. N-ar fi, Doamne, să ador cât mi-au dat ei mie, n-aș avea nici ce să pun într-o farfurie. Dacă aș avea avere cât oameni am ajutat, n-aș putea să număr banii și-aș fi putre de bogat. N-ar fi, Doamne, să adun cât mi-au dat ei mie, n-aș avea nici ce să pun într-o farfurie. Așa m-am născut eu cu o inimă bună, i-am ajutat pe toți care mi-au trecut prin mână. M-am uitat în sus mereu și mi-am făcut cruce și am dat la toată lumea pâine să mănânce. Așa m-am născut eu cu o inimă bună, i-am ajutat pe toți care mi-au trecut prin mână. M-am uitat în sus mereu și mi-am făcut cruce și am dat la toată lumea pâine să mănânce. Thank you.
Dumnezeu. Am să dau o continuare, cât am să pot eu de mult. Așa face omul bun, că trăiește pe pământ. N-am nevoie de nimic, am avut ce-am vrut mereu. Și pentru că am dat la lume, m-a răsplătit Dumnezeu. Am să dau o continuare, cât am să pot eu de mult. Așa face omul bun, trăiește pe pământ. Așa m-am născut eu, o inimă bună. Ea m-a ajutat pe toți care mi-au trecut prin mână. M-am uitat în sus mereu și mi-am făcut cruce. Și am dat la toată lumea pâine să mănânce. Așa m-am născut eu, o inimă bună. Toți care mi-au trecut prin mână. M-am uitat în sus mereu și mi-am făcut cruce. Și am dat la toată lumea pâine să mănânce. Și nu vreau nicio răsplată, că atunci când ies pe stradă mă respectă lumea toată. M-am născut cu suflet bun și am ajutat mereu. Pe oricine a fost la greu și-a plâns pe umărul meu. Eu am inima păcată și nu vreau nicio răsplată, că atunci când ies pe stradă mă respectă lumea toată. Așa m-am născut eu, o inimă bună. Ea m-a ajutat pe toți care mi-au trecut prin mână. M-am uitat în sus mereu și mi-am făcut cruce. Și am dat la toată lumea pâine să mănânce. Așa m-am născut eu, o inimă bună. Toți care mi-au trecut prin mână. M-am uitat în sus mereu și mi-am făcut cruce. Și am dat la toată lumea pâine să mănânce. Viața crede că are una plus. Tinereța mea a fost numai goana după bani. Foarte târziu mi-am dat seama că au trecut atâția ani. Vreau să mor de bătrânețe, e dorința mea. Nu vreau să mor chinuit de vreo boală grea. Și-aș mai avea o dorință, vreau în ceasul de mor. Mulțumim sponsorului nostru de astăzi, UCredit Consulting, susținătorului nostru de astăzi, scuze, și minunatului artist, interpret Florin Burescu, tuturor telespectatorilor, domnului Mircea Mincu. Vă îmbrățișăm cu drag și sărbători fericite, vă dorim. Și nu în ultimul rând, mulțumim lui Vivi Victoria Sandu, lui Liviu Brănescu de la clape și George Ivan, chitară, care au făcut cel mai frumos clip.
clipul anului 2022. Mulțumim tuturor! Vă mulțumim și vă îmbrățișăm. Sărbători fericite!